am văzut cum era impusă microcipizarea și cei care acceptau erau nevoiți, sau legea delega clar că cei ce nu acceptă microcciparea rămân fără proprietăți, dispare orice drept constituțional, nu vor mai avea drept salarial, drept al pensie, drept al conturilor în bancă și orice proprietate dispare ca proprietate dacă nu acceptă microcipul. Am văzut o soră cam la 36 de ani, știam că din timpul descoperirii, că are 6 copii care nu accepta microciparea. La 3 zile după această întâmplare, am văzut-o cum se întoarce înapoi, că copiii a început să ceară de mâncare și ea n-a acceptat că nu poate da copiilor de mâncare, pentru că accesul la frigider nu va mai exista, accesul la supermarketuri nu va mai exista, nu poți intra, nu poți cumpăra și nu poți vinde decât dacă ai acel semn pe mână. Și s-a întors înapoi să accepte microcipul numai să aibă să dea de mâncare la copii. Scrie cuvântul că cine iubește pe mamă, tată, fiu, fiică mai mult decât mine nu este vrednic de mine. Și cine se leapădă înaintea oamenilor de Domnul, se le va lepăda și el înaintea tatălui său. Și acum intrăm în ultima parte a descoperirii. Eram într-o cameră cu Domnul Iisus. I-am văzut trupul îmbrăcat în alb. Nu i-am văzut fața. Și avea pregătită o cântare să o cânte. Această cântare era formată din 3 versuri. Și cu fiecare vers pe care îl încânta, se consuma rezultatul versului în sine. Și a cântat primul vers, care răsuna așa: uite așa vă veți lepăda. Când a cântat acest vers, uite așa vă veți lepăda, vis-a-vis de aceste versuri era înfățișat un batic în 4 colțuri, spânzurat în aer, și reprezenta numărul celor care îl urmau pe Domnul la momentul acela, fără să fie implicați în a fi primit semnul. Cei care îl urmau pe Hristos și îl căutau pe Hristos. În acest timp de mare necaz, de 3 ani și jumătate, pentru cei care afirmă că biserica nu va trece prin acest necaz, Domnul confirmă prin cuvântul lui că biserica trece prin acest necaz. Când s-a cântat acest verset, uite așa, vă veți lepăda, acel batic s-a pliat în două, jumătate s-au lepădat. De la versetul acesta până la de cântare până la următorul vers, se consuma consecința acestei vers cântat de Domnul. Se întâmplau niște lucruri. Domnul nu mi-a arătat efectiv ce se întâmplă, dar vor fi niște încercări foarte mari și cu foarte mulți ani în urmă, într-o părtășie avută între niște frați, într-o noapte de veche deosebită, Duhul Domnului a vorbit că vin vremuri atât de grele încât numai cei care sunt tari în Duhul Sfânt vor rămâne în picioare. Se materializa această afirmația Domnului prin Duhul Sfânt, pentru că în aceste vremuri trebuie să ai o întăritură deosebită a Duhului Sfânt în lăuntru tău ca să poți să faci față presiunilor exercitate asupra minții, pentru că toată autoritatea demonică va fi așezată între noi și răpire. A cântat următorul vers, uite așa mă veți lăsa. Când a cântat acest vers, uite așa mă veți lăsa, baticul, care era jumătate, s-a pliat și a rămas un sfert. Deci, încă un sfert s-a lepădat de Domnul. Când s-a cântat acest vers, am văzut o viziune, trunchiul crucii,
de la brațe în jos ardea cu o flacără extraordinar de puternică, dar flacăra aceasta nu era o flacără fizică care arde un lemn, ci o flacără spirituală, era o flacără albăstrie, dar dea cu o putere extraordinar de mare. Apoi s-a consumat acest timp cu privire la al doilea vers. În acest timp am văzut o soră pe care o cunosc personal, care din pricina încercărilor foarte grele s-a lepădat de Hristos. Și urmează al treilea vers, uite așa mă veți părăsi. Când a cântat acest ultim vers, uite așa mă veți părăsi, acel sfert s-a transformat și a ajuns 20% și Domnul a zis că aceștia 20% sunt cei care mă vor întâmpina în trup la venire pentru răpire. Acum o parte dintre cei care vor intra în acest necaz ce mare sunt rânduiți pentru martiranș. Cei care vor completa numărul celor ce și-au dat viața sau li s-au luat viața din pricina lui Iisus Hristos. Cei care vor rămâne și cei care sunt rânduiți să intre în acest necaz, în acest cuptor mare cu scopul ridicării ultimei biserici a răpirii. Pentru că biserica actuală este o biserică apostată, e un cuvânt pe care am stănit multă mânie din partea multora, cum de-mi permis să spun că biserica actuală este o biserică apostată, dar luăm cuvântul lui Dumnezeu pe care îl spune însuși Iisus Hristos că sunt două căi. Domnul nu vorbește în adresabilitate cu privire la aceste căi referindu-se la cei ce sunt afară, aceia sunt deja judecați, ci se referă la biserică. Că sunt o parte care merg pe o cale largă și sunt mulți care umblă pe ea și duce la moarte și o parte care umblă pe o cale îngustă și sunt puțini care o află. Știm din cuvântul lui Dumnezeu că este o ușă îngustă care este Hristos și la ușă îngustă nu merge decât o singură cale îngustă ca să poți intra pe ea. Trebuie să fii format în trăirea duhovnicească, în trăirea pocăinței înaintea lui Dumnezeu, de așa fel încât să poți să-ți calibrezi viața de trăire duhovnicească înaintea lui Dumnezeu a unei vieți trăite în îngustimea căii. O pocăință aleasă, o pocăință deosebită, o pocăință care să corespundă voii Domnului, o pocăință despre care vorbește Pavel, călcați pe urmele mele că și eu calc pe urmele lui Hristos. Cei care pretind că cei ce sunt ai Domnului nu trebuie să sufere de lipsă de bani sau nu trebuie să fie bolnavi sau trebuie să le meargă totul din plin, este o învățătură falsă, pentru că toți cei ce sunt ai Domnului vor avea de suferit. Domnul spune clar prin cuvântul lui că din pricina mea toți vă vor urâ. Va mai spune cuvântul când se vor spune lucruri rele și neadevărate despre voi. Deci toți cei ce vor căuta să calce pe urmele lui Hristos vor fi o pricină de bajocură venită din gura celor care sunt pe calea largă și justifică trăirea lor spunând despre noi că suntem înguși la minte, că suntem orbi, că nu vedem cum merg cursul lucrurilor la vremea actuală. Tocmai pentru că merg pe un drum atât de greșit, nu ne rămâne decât să urmăm pe Hristos, să călcăm pe urmele lui Pavel, care a călcat pe urmele lui Hristos, și să alegem această cale îngustă. Am fost nevoit să fac această întoarcere în timp, pentru lucrurile care se desfășoară la ora actuală, ca să justific această denumire de biserică apostată, așezată cu temelia pe nisip, despre care Iisus vorbește că cei ce construiesc să construiască aur, argint, pietre scumpe, așezați pe o temelie care nu poate să fie alta decât Hristos, căci El este stânca. Și vorbind despre o altă biserică, biserica răpirii în trup,
trebuie să dăm o justificare biblică la aceste cuvinte. Vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre vierul care a ieșit în ceasul al treilea și a găsit în piețe și la garduri oameni care nu erau delegați în nicio lucrare. Și i-au întrebat dacă pe ei nu i-a tocmit nimeni și au zis că nu. Și atunci îi trimite și pe ei în vie în ceasul al treilea și li se va plăti ce este cu dreptul. Zice cuvântul Domnului că Domnul va veni în ceasul al treilea sau al patrulea. Cine nu știe, între 3 și 4 dimineața e o stare de oboseală atât de cumplită încât adormi instant. Cei ce au lucrat în schimburi de noapte știu ceea ce le vorbesc. Pe atunci, în ceea ce vă povestesc, de ce vă spun lucrul acesta, atunci când Dumnezeu mi-a arătat timpul acela de a doua jumătate a lunii august, când luceafărul strălucitor de dimineață era la două suliți deasupra orizontului, deci între 3 și 4 dimineață, în a doua jumătate a lunii august, coboram cu locomotiva, cu vagoane industriale, fără asigurat procent de frânare, și era după ora 3, am adormit instant cu locomotiva sub mine, Domnul a vegheat și a purtat de grijă, și m-am trezit în cu totul altă locație, pentru că circulam, eram cu locomotiva în mișcare, și atunci când m-am tresărit și m-am trezit din somn, uitându-mă pe geam, am văzut luceafărul de dimineață, între 3 și 4 dimineață, în a doua jumătate a lunii august. Domnul nu ne vorbește de an, totuși ne-a descoperit anul venirii Lui. Domnul nu ne-a descoperit, zice că nu spune de zi, dar ne-a descoperit în care parte a lunii este această venire. Domnul nu ne dă o oră, dar ne vorbește de momentul când poate să vină, atunci când este cel mai greu. În straja a treia sau a patra, nu înseamnă că este 3 sau 4 dimineață, în perioada cea mai grea omenirii, în perioada când anticristului îi se dă putere să lupte cu sfinții și să-i biruiască. Biruința asta nu este de natură fizică, ci de natură duhovnicească. Lucrurile sunt mai complexe decât se pot spune prin această mărturisire. Acum să revenim asupra acestei mărturisiri, punctând foarte clar niște lucruri pe care am uitat să le punctez. Din anul 2016 până în anul 2020 se va puncta clar, se va încerca introducerea legilor noi ordini mondiale și microciparea în mod benevol s-au impus de firmele care acceptă modalitatea aceasta de funcționare în interiorul firmei sau acces în interiorul firmei sau lucrări, a lucra pentru a obține niște beneficii bănești în anumite firme. Lucrurile acestea se întâmplă acum, am primit semnale clare din Londra, de la frați, de firme care acceptă acest sistem de microcipare cu impunere și dacă nu accepți, ești dat afară de firmă. Deci ești eliminat ca așa angajat acele firme. Din anul 2020, deci într-un cuvânt, din anul 2021, când se va impune în mod efectiv această microcipare din punct de vedere legal, până în anul 2024, când se încheie toate aceste lucruri, toată această încercare mare, tot acest 3 ani și jumătate de încercare care depășește orice putere omenească de a o putea duce, din anul 2017, din jumătatea lunii, partea a doua a lunii august, Domnul a descoperit că mai sunt 7 ani până la venirea Lui. Acum suntem în anul 2019.
În anul 2017 am mai făcut o înregistrare care a circulat trunchiat și care mai de care au scos din ea pentru că informația a fost foarte dură. Eu n-am vrut să transmit această informație întrucât era foarte grea și n-am descoperit-o sau n-am povestit-o decât la vreo 3 vase de lucrare pe care cloșteam și ziceam că-s destui de tari ca să primească această înștiințare din partea lui Dumnezeu. După 3 zile de la această încheiere de lucrare, domnul mi-a vorbit printr-un vas de lucrare din Cluj, care nu știa nimic despre aceste lucruri, și domnul a zis clar să spun tot ceea ce mi-a descoperit întregului popor, altfel voi da grea socoteală înaintea lui. Și eram în aceeași cameră, aici unde fac înregistrarea, domnul era în cameră cu mine, și am sărit pe fotoliu și am zis, domne, cum să spun unui popor că mai sunt 7 ani până la venirea ta? Și domnul mi-a spus simplu, cine va crede, cine va înțelege, cine nu, nu. Și atunci am început să las liber această mărturisire cu privire la venirea Domnului și la acești timpi care ne stau înainte și sunt premergători venirii lui Iisus Hristos, dar și instaurării lui Anticrist. Am spus că la un moment dat, când s-a împlinit, când a cântat Domnul al doilea vers și s-a arătat acea vedenie cu privire la trunchiul de la brațe în jos, trupul lui Hristos, care ardea în mod deosebit, Domnul mi-a arătat un vis de noapte și în acel vis de noapte eram undeva într-o locație. Eram singur. Era o singurătate extraordinar de grea. N-avem pe nimeni lângă, pe lângă mine, simțeam nevoia unui prieten, simțeam nevoia cuiva care să-l simt lângă mine, să mă întăresc cu el, că nu sunt singur. Eram ca pe o stradă cu 10 case și ultimele 3 trebuiau să fie a unor prieteni de-ai mei. Era rămasă numai fundația casei și numai gardul, ceea ce trebuia să fie gard. Și nu mai era nimeni acolo, nimeni nu știau ce s-a întâmplat cu ei și unde s-au dus. Era o singurătate atât de cruntă, o durere sufletească extraordinar de mare, deosebită. E dincolo de ceea ce pot să spun prin cuvinte. Și a doua zi, între ora 9 și 10 dimineața, a venit Domnul și mi-a zis că așa s-a simțit și el atunci când toți l-au lăsat, când a fost arestat, toți l-au lăsat, toți au fugit, toți l-au părăsit și avea atât de mare nevoie de cineva lângă el, măcar să-i vadă, măcar să știe că nu a rămas singur. Aceasta este întreaga mărturisire, aceasta este toată această lucrare. Cine va crede? Bine. Cine nu va crede? Pentru el nu crede. Dar îți spun o întrebare pertinentă. Dacă și nu dacă este adevărul ceea ce am mărturisit, dacă este adevărat și nu te pregătești pentru venirea Lui sau pentru timpurile care vin și te găsesc nepregătit, ce vei face? Singurul tău risc este că te pocăiești cum trebuie și te lupți cum trebuie să fii plăcut înaintea Domnului și să nu faci, să împlinești doar ceea ce este scris în cuvânt. Dacă nu accepți acest mesaj, e treaba ta. Nu te oblig, nu te forțez să accepți, dar ai riscul să te găsească nepregătit și să spună, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi, n-am făcut noi, du-te de la mine că nu te cunosc. Domnul Iisus să vă binecuvinteze, să vă întărească, sunt cuvinte vrednice de crezare, nu că le spun eu, nu că le transmit eu, dar știu cine le-a transmis, știu cine a vorbit și întrucât sunt proroc și am îndatoriri și dacă nu sunt din trâmbiță, când văd venind pericolul și am văzut acest pericol, am văzut cu ochii mei, dau socoteală înaintea lui Dumnezeu și sunt vinovat de sângele vostru. Și pentru ca să nu fiu vinovat de sângele vostru, întrucât fiecare vas de lucrare, fiecare proroc are semnele lui cu Domnul.
și știe când vorbește Domnul, eu sunt conștient și sunt convins că acestea sunt cuvinte adevărate, zvenite de la Domnul. V-am transmis o mică parte din întăritura cuvântului, speciale, nu ele mi-au fost date de Dumnezeu, dar am fost nevoit să însoțesc mărturia în sine ca o autentificare, pentru că mulți au cârtit și au spus că nu este nicio întăritură biblică. La Biblia este plină de întărituri și de mărturii, rămâne numai să le căutăm și să vrem să înțelegem și să vrem să ascultăm această voie a lui Dumnezeu și să ne lăsăm cuprinși de ea. Fiți binecuvântați și pregătiți-vă pentru venirea lui Iisus. Amin.